În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am aflat pe Mesia. Înalt preasfințite Părinte Arhiepiscop Gherasim, care ați slujit în Dobrogea, preasfințiți părinți episcopi, preacuvioși și preacucernici părinți, distinși invitați membri ai corpului diplomatic din Grecia și din Cipru, iubiți credincioși, iată-ne astăzi la sărbătoarea cea mai frumoasă și cea mai apropiată de sufletele noastre din Dobrogea, în care parcă se concentrează sau încep de aici toate sărbătorile. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat de Mântuitorul și hărăzit prin sorți să fie cu adevărat Cel care să ne aducă lumina lui Hristos și să ne creștineze pe noi. Sfântul Apostol Andrei, din Galileea, din cetatea Betsaida, vestită în pescarii cei mai iscusiți, l-a văzut întâi pe Mântuitorul, arătându-i-l Sfântul Ioan Botezătorul, la care a fost ucenic împreună cu fratele său. Când l-a văzut, s-a dus după el. L-a întrebat: Rabi, unde locuiești? Vino și vezi, a spus Iisus. S-a dus și a rămas acolo. Și a vorbit Iisus cu Andrei. Și Andrei a fost copleșit. Pentru prima dată el a vorbit cu Iisus și Iisus i-a arătat că el este cel vestit de proroci, este Mesia. Și atunci, cu adevărat, s-a încredințat din cele ce a vorbit Iisus, el este Mesia. A luat bucuria în suflet și cu această bucurie a alergat la fratele său Petru, Simon, cum se numea atunci, să-i spună și lui că a aflat pe Mesia. Și l-a adus la Iisus și aducându-l, Iisus i-a zis: Tu ești Simon, tu te vei numi Chefa, adică Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Apoi s-au chemat unii pe alții. Iisus a găsit și pe Filip, tot din cetatea Betsaida. Și Filip a găsit pe Natanael și astfel s-a format apoi, prin chemarea celorlalți de către Mântuitorul Hristos, familia apostolică. Sfântul Apostol Andrei, cu adevărat, a fost unul dintre cei apropiați de Mântuitorul, căci toți erau iubiți de Mântuitorul și apropiați, dar Andrei era puternic. Andrei era aproape de Domnul pentru că avea bărbăție, cum îi spune și numele, avea tărie în suflet, avea cu adevărat, ca și fratele său, acea sinceritate și dorință de a se apropia de Mântuitorul. Și atunci a rămas aproape de Mântuitorul. Dar toți apostolii vor fi trimiși după înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, cum le-a făgăduit chiar de la început și le-a zis: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, după pogorârea Sfântului Duh, propovăduind mai întâi în Țara Sfântă, au tras apoi la sorți, la îndemnul Duhului Sfânt, să meargă fiecare să propovăduiască acolo unde este voia
stăpânului din cer. Sfântul Andrei, după Sfântul Apostol Pavel, a propovăduit cel mai mult, mai întâi în Țara Sfântă, în Asia Mică, și apoi sorțul l-a îndreptat către părțile Armeniei, ale Crimeii, Sciției Mari, înfingând crucea sa în centrul Sciției Mari, la Kiev. A coborât apoi în Sciția Mică, aici a stat cel mai mult, de aici a mers mai departe, în sud, până în părțile Traciei și Macedoniei, și apoi a mers cu adevărat în părțile Eladei, oprindu-se la Patras, unde și-a primit și sfârșitul mucenicesc. Dar să vedem ce s-a petrecut aici, în Dobrogea. Aici venind, coborând în Dobrogea, pe la gurile Dunării, a găsit locul cel mai potrivit să locuiască în peștera aceasta. De ce aici și nu în altă parte? Pentru că de unde venise, de la acele popoare păgâne și destul de ostile la cuvântul său, pentru că cinsteau zei mai mulți și când le-a vorbit de un singur Dumnezeu, nu pricepeau și nu puteau să-L asculte. Numai minunile pe care le-a făcut, intrând în sinagogile iudeilor care se aflau și prin părțile acelea, acele minuni i-au făcut pe oameni să-L mai asculte. Și n-a stat mult și a suportat și bătăi și chinuri. Iar într-o cetate a fost atât de bătut și aruncat, încât toți credeau că a murit. Dar Dumnezeu l-a făcut sănătos. Și după ce s-a înfățișat a doua zi sănătos, s-au minunat și atunci l-au ascultat, întrebându-L: cine te-a făcut sănătos? Și El a răspuns: Dumnezeul cel viu și adevărat, pe care Eu vi l-am adus vouă, acela m-a făcut sănătos. Poposind însă aici la noi și găsind locul acesta de adăpost și de slujire, aici a întemeiat prima biserică, în peștera aceasta, și este dintre primele biserici din toată lumea, biserică nefăcută de mână. A plecat de aici la cetatea Adam Clisi, cea mai apropiată, și a văzut că oamenii l-ascultă și i-a chemat aici la peșteră, spunându-le: veniți să primiți botezul dacă ați crezut în cuvântul Meu. Și venind mulțime de oameni aici, avea nevoie de apă. De aceea Sfântul Apostol Andrei a lovit cu toiagul în pământul acesta, puțin mai încolo unde este izvorul, și din pământ a ieșit apă. Și la acest izvor, care s-a făcut ca un pârâiaș, a podezat Sfântul Apostol Andrei pe cei din cetatea Adam Clisi. A văzut că oamenii sunt pașnici și când le-a vorbit: Eu vă aduc un singur Dumnezeu, toți au tresărit. Ei aveau mai multe zeități, dar un zeu era mai important. Și au răspuns din popor: și noi știm un zeu pe care îl cinstim mai mult decât pe ceilalți amolxis. Dar Andrei le-a spus: Eu nu vă aduc un zeu, Eu vă aduc pe Dumnezeul cel adevărat, unul singur care a făcut cerul și pământul. Și astfel a fost ascultat și, ducându-se și în altă cetate, a văzut că toți oamenii
fiind la dreapta credință. De aceea a așezat prin cetăți preoți și diaconi și venise cu câțiva ucenici din cei 70 și a așezat și pe aceștia să continue să propovătuiască și să slujească. Și văzând că atâta popor vine la credință, și-a dat seama că nu poate să cuprindă toată Sciția Mică, cel mai credincios popor pe care l-a întâlnit. Și-a trimis solie la Filip din cetatea sa să vină și el să-i ajute Sfântul Apostol Filip. De aceea au pornit unul într-o cetate și altul în altă cetate. Și mai mulți ani stând aici, a primit din îndemnul Duhului Sfânt să meargă și mai departe, căci are încă teren mult de arat și de semănat cu plugul lui Hristos și cu sămânța lui Dumnezeu. Și a plecat de aici mai în sud, cum vă spuneam, în Tracia, de la Constantinopol a ajuns în Macedonia și în Grecia, dar peste tot nu a stat prea multă vreme, pentru că de aici a plecat cu lacrimi de bucurie și nu cu lacrimi de durere. Nimeni nu l-a alungat, dar a sfârșit împreună cu Sfântul Filip să propovăduiască Evanghelia în toate cetățile și pacea și dragostea oamenilor l-a copleșit. De aceea, iată, acest popor se naște deodată român și creștin, pentru că în anul 46 înainte de Hristos fusese cucerită provincia Sciția Mică de către împărații romani. Aici, în această cetate, erau oameni buni și tocmai se făceau familiile acestea mixte dintre daci și romani. Și iată, primesc un suflet nou, sufletul creștinesc. Și cu acest suflet merg strămoșii noștri mai departe, încât avem episcopi lăsați aici de Sfântul Apostol Andrei din anul 60 al erei creștine. Astfel că Sfântul Apostol Andrei, ajungând la Patras, acolo i-a venit și vremea încheierii misiunii sale. Acolo a vindecat pe cei din casa dregătorului, încât Egeat, mai marele cetății, la început s-a bucurat că i-a vindecat rudenia sa, dar Maximila, soția sa, era atât de credincioasă și îl iubea pe Sfântul Apostol Andrei. Au venit însă păgânii cei înrăiți să-i spună că toată lumea părăsește zeii și se duce după acest nou venit cu o credință nouă. Și atunci a fost condamnat să fie răstignit pe o cruce în formă de X. Și așa s-a petrecut, cu toate intervențiile Maximilei și a multor creștini, Sfântul Apostol Andrei a fost așezat pe o cruce și răstignit. Dar s-a bucurat că se întâlnea cu Hristos și astfel, de acolo, de la Patras, anul acesta, avem sfinte moaște așezate în acea raclă împreună cu sfinte moaștele Sfântului Dimitrie, zvorătorul de mir, ale Sfântului Grigorie Palama. Și iată, avem moaștele Sfântului Andrei de la Patras aici, la mănăstirea Sfântului Apostol Andrei, o părticică din moaștele sale. Iubiți credincioși, pentru noi, după Dumnezeu care este Tată al tuturor, cel mai mare părinte al nostru este Sfântul Apostol Andrei.
El stă lângă Maica Domnului și stă lângă Mântuitorul Hristos și cu adevărat este puternic în rugăciune și mijlocește pentru noi. De aceea ne-am adunat astăzi aici, în locul care a fost cel mai drag din viața sa, pentru că aici a slujit, a botezat și în ținutul acesta a găsit oamenii cei mai buni și cei mai dornici să-L primească pe Dumnezeu, să-I primească cuvântul Său. Pentru noi, Sfânta Peștere aceasta este centrul zero al spiritualității românești. Este cu adevărat locul unde s-a născut Hristos, pentru că Hristos este vestit de Sfântul Apostol Andrei de la nașterea sa, apoi este vestit cu învățătura sa, cu patimile sale, cu moartea sa, încât peștera este și mormântul lui Hristos, că aici a slujit Sfântul Apostol Andrei Sfânta Liturghie, iar Sfânta Masă pe care a slujit o piatră este mormântul lui Hristos. Este și locul unde am primit darul Duhului Sfânt, că aici cei ce s-au botezat au primit darul Duhului Sfânt și de aceea suntem chemați aici la vatra strămoșească și părintească a Sfântului Apostol Andrei. Să luați cu dumneavoastră în suflet și în inimă peștera aceasta și locul acesta sfințit de Sfântul Apostol Andrei și să aveți fiori în rugăciune și în credință pururea. Pentru că fără credință noi nu avem valoare. Credința ne este lumina sufletelor noastre. Această credință a aprins-o în suflet, în tocmai ca o făclie, Sfântul Apostol Andrei la strămoșii noștri și se cuvine și noi să ținem făclia aprinsă și să o dăruim copiilor, nepoților și strănepoților. Și despre această lumină să vorbim unii cu alții, nesăturându-ne a ne adăpa din această bucurie a sufletului și a inimii în toate zilele noastre. Să-L rugăm pe Sfântul Apostol Andrei ca să ne primească și ruga de astăzi. Să-L rugăm să fie mai aproape de noi, să nu ia aminte la neputințele noastre, la îndoielile noastre și la scăpările noastre, ci să ne primească rugile, lacrimile și durerile și necazurile să le prefacă în jertfe de mulțumire și de laudă lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem viața noastră, ca un dar de la Dumnezeu, și să o înfățișăm ca pe o jertfă lui Dumnezeu. De aceea, iată, bucuria aceasta de a fi astăzi la peșteră însemnează o bucurie de familie. Este familia Dobrogei, este familia României, este familia cea duhovnicească a lui Hristos, părinte duhovnicesc fiindu-ne Sfântul Apostol Andrei. Cu adevărat, această bucurie trebuie să ne stăpânească în fiecare zi, să nu ne despărțim nicio clipă de legătura noastră cu Sfântul Apostol Andrei, să nu ne despărțim niciodată de bucuria altarului celui dintâi, a bisericii celei nefăcute de mână, rânduită de Dumnezeu pentru Sfântul Apostol Andrei. Cu adevărat, El ne cheamă și pe vreme rece, și pe vreme bună, și pe vreme rea, pentru că aici ne încălzim sufletul. Și când sufletul este cald, toată viața noastră este încălzită, luminată și bine chipzuită. De aceea,
rugându-l pe Sfântul Apostol Andrei să-i zice: Sfinte Apostole și Părinte al nostru, care pururea te rogi pentru noi și ne trimiți raze de binecuvântare și de lumină de la Părintele Ceresc și ne-l trimiți pe Hristos în Sfânta Liturghie, iar astăzi ne îmbrățișați pe toți care suntem aici la Biserica Peșterii în care ai slujit, ai botezat, ai chemat darul Duhului Sfânt și ai împărtășit. Împărtășește-ne, Sfinte, și pe noi toți din bogățiile cele cerești, ca să fim oameni nu numai ai pământului, ci și ai cerului, să ne mutăm și mintea și inima la cer, că din cer vine lumina cea neînserată și dragostea și bucuria cea dumnezeiască, de care toți să ne împărtășim, ca să rămânem cu adevărat oameni ai lui Dumnezeu, fii ai cerului, ai bucuriei și ai vieții cele veșnice, de care toți avem parte împreună cu tine, Părinte Sfânt, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții, în vecii vecilor. Amin.